Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Lună, Nord, în Pești, etalare pentru aprilie 2021 deja. Din seria mesajelor de la Înger, ați primit două mesaje. Numărul 10 să vă spună ceva. Aveți grijă, protejați pe cei pe care vă iubiți, cei care vă și iubesc, nu doar cei care vă sunt dragi. Protejați și țineți aproape ca pe o comoară. Este important să iubim pe ceilalți profund, adică să ne bucurăm și de câteva iubiri profunde în viața asta. Și dacă nu a venit acel suflet pereche pe care unii l-așteptați, aveți în preajmă membrii ai familiei, prieteni, copii, poate, rude, am zis membrii ai familiei, dar părinți, bunici, frați, surori, care ar trebui să fie ținuți aproape și atât cât permite situația, evident, dacă permite, pentru că unor familia nu permite, dar dacă permite situația să întăriți acele legături profunde ca să vă mențineți într-o stare de dragoste și de speranță. Eu cred că sunt două energii separate. În plus, mai aveți o legătură spirituală care trece prin foarte multe. 2 și cu 7, 9. 9 înseamnă creștere, este Jupiter, casa nouă a creșterii, a educației, a dezvoltării spirituale, intelectuale și așa mai departe, a expansiunii. Ideea este că între cei doi există o mare diferență de nivel. O fi și financiar, vedem, sau poate este mai puțin important pentru că legătura este spirituală, sigur este o diferență de vibrație. Unul dintre voi, în mod special energia masculină, că pot să fie și femei în energia masculină, da, active, da, care fac, așa, dar energia masculină, în mod special, este foarte terestră, trebuie să crească. Energia feminină, cea care este, ia uite, cu lumina pe față, și interesant că undeva aveți aici iar tot așa o lumină pe față, cineva este chemat să-și întoarcă inima către lumină și să-și asculte inima. Unul dintre voi este mai bine din punct de vedere spiritual, a investit în această creștere, are o vibrație mai înaltă, mai nobilă, mai fină și cu răbdare și prin comunicare telepatică, evident, poate să-l ajute pe celălalt, mai ales dacă sunteți flăcări gemene, da? Dar și între suflete perechi se transmite acest ajutor și pe cale telepatică. Interesant, deci acest personaj, dacă nu este ajutat, interesant să intre pe această autostradă, frumoasă imagine, autostradă mentală către rai, către 4, 5, 6 de, dar acest personaj se pierde în acest labirint de gânduri, de situații terestre, pământene. În momentul în care îl creșteți sau o creșteți, o ridicați, vă puteți bucura împreună pe acest pământ, în această variantă 3D, de o legătură frumoasă, dar am senzația că mai trebuie să mai aveți răbdare, da? Aveți răbdare la ce a mai apărut? La săgetători, poate, maybe. Aveți numărul 17, 7 și cu 8, da? 7 este relația, 2 și 7, 2 și 7, da, interesant, da, și 1 și 7. Aici este, ideea este de manifestare. Unul este singur, am senzația, altul este într-o relație, un mesaj, și ca celălalt să intre în această relație, în acest 2, trebuie să intre în 1, adică trebuie să renunțe ori la vechea persoană, ori să înceapă să manifeste. 1 înseamnă manifestare, 8-ul transformarea. Acum, repet, unul dintre voi ar trebui să-l ajutați pe celălalt. Aveți răbdare pentru că celălalt vine din noroi și poate și voi veniți tot din noroi, noroi, știți, vibrațional, situații de familie complicate, că asta e viața, da, pe pământ, da? Și dacă voi ați crescut tot cu răbdare și tot cu efort și trebuie să aveți răbdare și cu ei. E o situație în care cei doi nu comunică, nu împărtășesc corect. Onestitatea este esențială. Vorbiți cu dragoste și adevăr, iar nu se comunică. Și dacă se comunică, este o reținere. Pe de o parte, doamna, am senzația că stă cu spatele, în sensul că așteaptă. N-are cum să fie deschis atât timp cât el poartă măști.
cât timp poartă măști, da? Iar e 3, comunicare, 8, e nevoie de transformare în această comunicare. Da? Cât timp el poartă măști, ea este cu spatele. Și în acest motiv este invitată să se întoarcă către lumină, nu să stea, evident, în vibrația aceasta. Da, ajutăm cât se poate, dar rămânem într-o vibrație înaltă de dragoste față de cei care apreciază, care au nevoie, copii, poate sunt orfani care au nevoie de dragostea noastră, da? Interesant cum vine aceste mesaje, că suntem în postul Paștelui, poate ar trebui să ajutăm pe cei care sărea ce poate n-au dragoste. Da? Ascultați cu inima, unul dintre voi nu ascultă, nu-și ascultă inima, nu se iubește. Nu se iubește. Ia uite, încă este în niște relații karmice și totuși există o fundație gata, creată între voi, fundație emoțională. Este o bază. Probabil această bază s-a creat de-a lungul vieților anterioare sau în puținele întâlniri care au fost, puținele, multele, iar variază. Interesant cum pică ceara. Cineva plânge? Și-o simt. Păi de ce mai curge ceara? Da, așa simt. Acestea sunt cărțile. În timp ce am amestecat setul de cărți pe care îl voi folosi, a apărut steaua și m-am bucurat foarte mult, pentru că steaua înseamnă speranță, înseamnă încredere în Dumnezeu, în destinul vostru, începe să vă înțelegeți destinul, da? Să înțelegeți chiar dacă nu sunteți împreună, rolul vostru e să-i ghidați pe ei, sau dacă ei sunt mai bine decât voi, să zicem, depinde de la personaj la personaj, această întâlnire este ca să vă crească spiritual și atunci, iar, avem motive de bucurie. Avem motive de bucurie. Chiar dacă în sine relația nu se manifestă în 3D, ci se manifestă în altă dimensiune. Trebuie să vă vindecați, să vă echilibrați emoțiile și să vă vindecați în această perioadă sau în continuare, da? După această... Iar interesant că apare aici onestitatea, adică cineva care poartă măști, onestitatea este esențială, și s-a oprit setul de cărți la 7 de spade. Pentru mine și pentru mulți alții, cartea mincinosului sau cel care se eschivează, care încearcă să fugă, dintr-o relație, 7, relația poate să fie cu voi sau cu cealaltă persoană, încearcă niște strategii. Ideea este că trebuie să fii, măi, corect, să spui adevărul, măi, sunt cu tare, acum unii n-au curajul, din niște motive. Iar regele de monede pentru mine înseamnă soț, da, soț, probabil că, sau soție, probabil că există cineva care este căsătorit sau are în spate un semn de pământ foarte strict, iar variază mesajele. Posibil pentru unii știm că niște pești au încercat să vorbească cu un semn de aer. Ideea este că cel care vrea adevărul, să zicem, n-aș vrea să dau zodii pentru că variază, cel care vrea adevărul nu poate să-l manifeste din cauza căsătoriei sau o relație, cum am zis, karmică a unuia dintre voi, da? Unul dintre voi sunteți într-o relație karmică la care încă nu se poate renunța și tot se încearcă niște strategii. Da? S-ar merge și nu s-ar merge. Și din acest motiv încearcă unul dintre voi să se detașeze emoțional, apare separarea pentru că nu merge treaba. Da? Unul hăis și altul cea. Nu se poate. Da? Trebuie să mergeți în aceeași direcție, să aveți puterea, da? Puterea să mergeți în aceeași direcție. Unul eventual este independent, 9 de monede și altul este căsătorit. Da. Hai să vedem. Să amestec un pic cărțile, că așa fac eu. Le amestec. Și vedem. Pești. Ia uite, deci tot aici s-am oprit, tot aici. Da? Aveți încredere, aveți speranță. Că această separare, da? Alegeți. După blocaje, da, va bloca cineva, vă blochează, aveți impresia că aveți blocaje în viață. Nu, aveți speranța că vă puteți crea viața voastră. Că... Alegeți speranța, alegeți viitorul. Pești, soare, lună, ascendent. Venus, nodul nord în pești. Aprilie 2021. Haideți să vedem. Peștișori! Iubi.
Central. Oh, ce frumos! Asul de bâte. Poate un semn de foc. Da? Să încerce să ia locul semnului de aer. Rămâne. Glumesc. Nu musai. Nu musai. Hai să vedem. O nouă pasiune, un nou interes, un hobby poate să fie, un chef de viață, că a venit primăvara, chiar dacă plouă, dar vedem cum florile răsar. Viața merge înainte. Viața merge înainte. Aveți răbdare, da? Viața merge înainte. Încercați să înfloriți. Da? Central. La nivel sufletesc, da? Înfloriți, aveți energie, sper, și pasiune pentru cineva. Valetul de spade, cineva vă spionează, eventual provocarea, da? Vorbește cu... Se uită într-o parte și care e ideea? Da, vorbește cu cineva, dar se uită după altcineva. E o energie discordantă, care încearcă să deruteze sau care e chiar confuză. În acest moment așa simt, unul dintre voi, da? S-ar putea să vorbească cu prietenii, dar în același timp să se uite și după voi, adică să vă spioneze chiar dacă nu comunică ceva real, ceva consistent. Vedem, vedem. Foc, aer pentru unii dintre voi. Oh, mami, da știm. Nu e ceva nou, trei de spade, nu e ceva nou și cam toată lumea trebuie să treacă cel puțin o dată prin așa ceva. Da, dezamăgiri, tristețe. Aha, regele de monede în ultima vreme. Regele de monede poate să fie pentru cineva un interes pentru un semn de pământ. Pentru unii, nu, eu n-am niciun interes pentru un semn de pământ, dar pentru unii poate să fie. Poate să fie nevoia voastră de stabilitate, poate să fie nevoia lor de stabilitate, iar variază a cuiva, da? Unul dintre voi, vedeți unde vă simțiți? E în crucea voastră pentru că poate interferează energia al cuiva. Nu musea voastră. Vedem la clarificări. Dar, în mod special, știu că peștii s-au concentrat pe bani și este normal. Revin și ei cu picioarele pe pământ odată, măcar o dată la 100 de ani, da? Glumesc. Și se ocupă de lucruri reale. Vorbesc de peștii de bun simț, nu cei care sunt materialiști, nu. Chiar de cei care cresc spiritual, mai coboară din când în când, se împământenesc în reușite profesionale și de alt gen, da? Trei de monede, vă doriți colaborarea în viitor cu cineva? Doamne ajută, mai ales că aveți un proiect. Aha, interesant, cavalerul de spade. Vine cineva, iute ca vântul, mie îmi plac cavalerii la maxim. Mai ales de spade și de bâte. Mai ales, o energie care nu poate fi controlată. Un personaj care nu poate fi controlat, nu poate, nu intră în șabloane, nu puteți să-l înțelegeți. Eventual, sau auziți niște vești. În general, spadele nu sunt prea grozave, dar vom clarifica. Să sperăm că totuși veștile astea sunt bune. Pentru că se pare că în viitor apare o colaborare. Vedem, vedem, vedem. Aha, judecata. Judecata este, măi, gândiți bine ce aveți de făcut și când gândiți bine, nu vorbesc doar de rațiune, ci de conectare și la divinitate, că de-aia aveți o legătură spirituală, de-aia unii ați crescut, nu uitați de divinitate, nu uitați de intuiție. Și iar interesant, dacă sunteți în această vibrație mai înaltă, chiar dacă sunteți împreună, chiar dacă nu sunteți, aveți această putere să-i ridicați pe ceilalți și în mod special pe sufletul vostru, pereche, flacăra voastră, geamănă, nu uitați, chiar dacă sunteți separați, chiar dacă sunteți dezamăgiți, să iertați și să ridicați, să vă ridicați și voi, judecata poate să se refere și la voi, să vă ridicați voi în vibrație, chiar dacă cineva vă mai trage în jos cu vești neplăcute sau cu, eu știu ce, bârfe, să nu uităm, că valetul de spade înseamnă și bârfe. Nu plecați urechea la bârfe și dacă cineva vă bârfește, asta e cum mi s-a întâmplat și mie. Și mi se întâmplă vorba aia de când am apărut pe piață, de la 18 ani. Marea preoteasă, măi ce frumos, mi-ar fi plăcut să fiți voi, dar probabil că e altcineva. Posibil, dar e o forță exterioară, energie exterioară. Posibil cineva se gândește la voi într-un mod frumos, elevat. Pentru unii, o să clarific, dar pentru unii, niște informații pe care le-ați aflat pe calea tarotului sau a astrologiei s-ar putea să vă ajute în această poveste, pentru unii, nu pentru toată lumea. Însă, revenim la interpretările clasice, niște secrete. O să vedem ce secrete sunt aici din exterior.
din exterior vin niște secrete care vă influențează. Poate aceste vești, da, care până acum au fost ținute secret, începeți să aveți acces la ele. Am folosit cărți în poziție normală, deocamdată n-au venit înapoi, da? Lumea în poziția fricilor. Vă este teamă să încheiați un capitol cu cineva? Repet, o să clarific. Pentru unii poate să fie o relație la distanță, online, dacă încă mai sperați, eu nu mai cred în relațiile online, dar dacă încă sunteți, eu știu, peste hotare și comunicați și vă întâlniți, mare grijă. Însă, lumea înseamnă foarte multe. S-ar putea unii dintre voi să vreți să încheiați un capitol cu cineva care este marcat de semnul leului, al taurului, al vărsătorului sau al scorpionului, marcat, nu neapărat zodie, are marcaj puternic, pentru că lumea înseamnă și încheiere de capitol. Și aici este teama voastră. Teama voastră. O să clarific, să vedem dacă rămâne mesajul valabil. Regele, iar vă doriți, mă, regele de spade, m-ați zăpăcit, măi, dar chiar nu mai scăpați de ei. Dragile mele, Tatiana și cine mai sunteți, tot la regele de spade vă gândiți? Eu nu mă mai gândesc. Voi de ce vă gândiți? Regele de spade. V-a picat așa cu tronc acest rege de spade. Posibil semn de aer pentru unii, dar nu obligatoriu, poate să fie orice altă zodie care are această atitudine foarte mentală. Poate să fie și fecioară, că fecioarele sunt mercuriene, da? Și sunt foarte așa. Poate să fie... Da. Și pește, why not? Da? Pești cu marcaj în vărsător, da? Oricine poate fi. Acest personaj este, că văd că apare în prezent cu cavalerul și voi vi doriți, regele. Este rațional, este logic. Dar în aceste de cărți vorbește. Deci vă doriți să vorbiți cu cineva care v-a dezamăgit eventual. Sau care are tendința să fie mai rigid în exprimare. Vreți să aflați adevărul, trecând peste personajul respectiv. Haideți să vorbim despre energia acestei cărți. Vreți să aflați adevărul, să se comunice matur, pentru că valetul de spade nu este matur și aici e provocare. Vreți o comunicare, pentru că apare și în prezent comunicare, o comunicare matură. Trei iar înseamnă comunicare, pentru că în trecut comunicarea trei, da? A fost neplăcută și asta probabil datorită imaturității cuiva sau lipsei de corectitudine, da? Onestitatea este esențială. Ce reușiți să faceți? Vă faceți griji, măi, nu vă mai faceți griji. Hai să vedem, poate ei își fac griji. Da, ei își fac griji cum să vină, pentru că aici apare, deci energia din exterior, așa simt că vine în exterior o veste. Cineva vrea să vorbească și e super stresat. Super stresat. Ia uite. Vrea să transforme în ce direcție? Vrea să se împace? Cineva vrea să se împace? Iubi, iubi, ci, 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 ci. Are o nouă perspectivă? Vreau să ofere stabilitate? Să? Hai, mă! E obsedat să vă cucerească? Asta rămâne pe lunile, pentru lunile următoare. Le păstrez doar pe astea. La capătul setului de cărți, eremitul, 5 de monede, tăcere. Este o tăcere, o însingurare, o înfrigurare în această relație. 7. E o relație în care vă zbateți. Și unul și celălalt, 5 de de bâte. Probabil că pentru... iar apare justiția și la voi justiția și regina de cupe. Și marele preot. Ia. Pentru unii, nu pentru toată lumea, regina de cupe este un personaj, posibil să fie și căsătorită, căsătorită, posibil, dar nu prea convinsă de chestia asta. Hai să vedem. Ar putea să lase în spate pe cineva cu marcaj în semnul taurului,
Pentru că își dorește pe cineva cu marcaj, zi marcaj, ca să nu fie musa zodie, marcaj în zodia balanței și are visează un pic la această balanță. Visează că se va manifesta ceva frumos și că va fi creștere. Visează, eu știu de cât timp visează, de 7 luni, poate chiar și mai mult, dar visează la această creștere cu această balanță unii dintre voi și totuși apar conflicte, apare însingurarea. Ar mai fi altceva. Ar mai fi ca regina de cupe să fie un pic mai tradițională. Aici este. Da, să fie un pic mai tradițională, spirituală posibil, religioasă posibil, regina de cupe, pardon, da? Și să-și dorească un personaj care să-i echilibreze viața, pentru că are multe opțiuni, da. Este plăcut, are multe opțiuni, dar își dorește într-un fel sau altul un echilibru, o relație echilibrată, da? Dintre toate opțiunile pe care le are și își dorește să manifeste parte din sufletul pereche, da? Varianta divină a femeii, într-un fel sau altul, a sa sau a perechii sale. Înțelegeți ce spun, da? Și totuși apar aceste conflicte. Apar aceste conflicte pentru că în relații întâlniți oameni care ori sunt prea agresivi, ori sunt prea defensivi și rămâneți înfrigurați și întrebându-vă și căutând, da, de ce se întâmplă chestia asta? Iar este nouă, da, de ce se întâmplă? Pentru că e o lecție spirituală și unul dintre voi trebuie să crească cu sau fără celălalt. Trebuie să creșteți, obligatoriu, da? Deci, ați reținut, da, din câte am zis. Tăcere, da. Deocamdată tăcere, studiu, creștere spirituală, analiză, că tot a fost sfatul, judecați, dar e o judecată, repet, nu rațională, nu atei, ci conectată la spiritualitate. Hai să clarificăm, hai. Valetul de bâte. Nu valetul, măi, asul de bâte, draga mea, Ela. Asul de bâte pentru peștișor central. Asul de bâte central pentru peștișor. Asul de bâte. Asul de bâte. Văd iar regele și regina de monede. Aveți o pasiune pentru cineva. Simțiți. Pasiunea este și din partea voastră, dar cred că și din partea lor. Așa simt. Asul de bâte, în primul rând, da? Pentru cineva care înseamnă foarte mult pentru voi și vă dă această stabilitate. Dar, repet, o să clarific. Că poate fi un semn de foc, poate fi un semn de pământ, variază. Poate să fie un alt semn de apă. Ar putea să fie trei persoane, da? Semne diferite. Variază. Cel de pământ vă dă stabilitate, cel de apă e un pic mai romantic, dar nu are prea multe, nu e foarte concret. Și cel de foc, pentru unii, sau poate are marcaj acolo, vă cheamă la viață, la o nouă viață. Oh, steaua, speranță, măi, steaua. Sperați că veți fi alese, da? Că cineva trebuie să aleagă. Cineva trebuie să aleagă. Regele de cupe, împăratul, ia uite. Da, trebuie să aleagă între aceste jocuri mentale, între o relație karmică, da? În care a fost învățat să stea în relații karmice și să se lupte mental cu cei din preajmă, da? Să-și mențină controlul. Sau, aici e chestia, să aleagă să stea în această relație sau să manifeste o dragoste, da, o dragoste frumoasă, adevărată, unul dintre voi trebuie să aleagă. Dar iar văd mai multe personaje. Văd mai multe personaje. Ideea este că central trebuie să aveți încredere, cum am zis la început, da?
să vă rugați și să vă echilibrați emoțiile, da? Pentru că simt că sunt mai multe personaje care vă dezechilibrează un pic emoțional. Fiecare vine cu oferta sa, fiecare are ceva frumos, da? Și totuși nu e nimeni perfect. Valetul de spade. Oricum vă doriți, cu regele și regina de monede, vă doriți o legătură stabilă, perechea voastră divină cu cineva. Valetul de spade. Nebunul? Aha. Deci după ce v-a spionat, vine cineva în preajma voastră. Aici este provocarea. Îi primiți că apare și cavalerul de spade. Pot să fie două personaje diferite. Nebunul în general este berbec, pentru că berbec, nu neapărat, dar posibil, sau da, asul de bâte, berbec. Dar nu obligatoriu. Cineva, după ce a tăcut, după ce nu a comunicat suficient, își dorește să o ia de la zero cu voi. Ia uite, regele de bâte, măi, da, a ținut în secret aceste emoții? Deci am zis bine, a ținut în secret aceste emoții și din cauza asta au fost lacrimi, au fost supărări. Da, e un suflet pereche. Și când vorbesc de regele de bâte, cineva cu pasiune, nu neapărat semn de foc, dar posibil să fie semn de foc. Cineva cu multă pasiune față de voi și în general. Ia, trei de spade în trecut. Suflete perechi, care s-au rănit, că au fost moace, da, n-au știut să manifeste, n-au știut să manifeste această întâlnire. N-au știut, păcat. Un suflet pereche, care v-a dezamăgit. Vi s-a părut vouă? Unii dintre voi ați avut impresia că vine, că încearcă să primească atenție, că e un pic cam egoist și ați blocat, regele de cupe blochează acest cuceritor. Poate că și ei, da. Regele de cupe. Posibil, regele de cupe a încercat să aibă un control. Posibil. Sau, iar, sunteți voi între voi și sunteți voi între... Da. Înconjurați de multe bâte și mult foc. Da, cineva cu autoritate, cineva care încearcă să controleze situația. Cred că v-ați blocat într-un fel sau altul unul pe celălalt. Fiecare, pentru că e un joc mental, da? Fiecare a încercat să folosească o tactică. A, tu faci cu tare lucru, las că fac și eu, da? Și aici e ideea, că trebuie să iertăm și să depășim, să iertăm judecata și să creștem în vibrație. Regele de monede. De? Sunt foarte multe. Regele de monede, te rog frumos, sunt trecut la apropiat, ia uite. Da. 5 de spade. Și iar regina de bâte. Și cavalerul de bâte. Mamă, dezamăgiri, 7 de spade, 10 de spade, ha! Mai dăm o carte pentru 5 de spade, te rog frumos. Am senzația că e și o concurență între două personaje pentru voi. Așa am eu senzația asta. Două personaje s-ar putea să se joace și între... Ia uite. Regele de monede. A fost clarificat. De 5 de spade și valetul de bâte. Acum, depinde cine reprezintă pentru voi regele de monede. Dacă reprezintă echilibrul vostru și situația voastră financiară profesională, a fost perturbată de invidiile cuiva, eventual, pentru un nou proiect. O altă variantă, dacă este un semn de o persoană autoritară cu statut, posibil semn de pământ, nu obligatoriu, a avut în preajmă un semn mai tânăr, a avut o aventură cu un semn mai tânăr, personajul acesta, și a creat aceste conflicte.
manipulări. În ce sens? Iar variază. Unii pot să manipuleze prin sex, da? Ca să ajungă într-o anumită poziție socială. Alții, da? Iar simt mai multe personaje în viața voastră, da? Sau în viața lor. Vedeți și voi cum este. Pentru că uneori energia lor apar în, da? În etalările noastre. E un personaj mai tânăr, un pic imatur, din punct de vedere al abordării sexuale. Dispus la aventuri, mai degrabă, chiar dacă ar fi același personaj, da? Personaj căsătorit, posibil, nu contează acum zodia, un personaj căsătorit, sau cu o relație stabilă, chiar dacă nu e căsătorit, da? Care își dorește o aventură, da? Dar, și se pune în aceste situații, cum am arătat mai devreme, incorrecte, da? De dragul amorului. Că acestea au fost cu voi sau cu altcineva, iar vedeți cum variază, dar există o situație neplăcută în trecut. Aici este. Mai văd cum cineva încearcă să plece dintr-un loc ca să-și găsească fericirea. E o strategie. Cu șapte de spade, o strategie. Încearcă să plece dintr-un loc sau de lângă o persoană care ar putea să fie, da, controlantă, posesivă și un pic egoistă. Încearcă să evadeze din acea relație ca să-și găsească fericirea, dacă sunt de suflete perechi, mai ales rănite din cauza unei alte situații. Vedeți, vedeți că e complicat, că așa se întâmplă la clarificări, se complică lucrurile. Clarificăm cavalerul de spade. Cred că luna viitoare nu mai clarific, dar acum dacă am început-o, asta e. Cavalerul de spade este clarificat de 10 de monede. Probabil că aflați că sunt căsătoriți în cazul în care nu știați. Pentru unii. Probabil că aflați niște vești legate de moștenire de bani, de un job, de un spor financiar, ar fi frumos, ar fi varianta faină. Da. Da, posibil cineva a ținut secret o căsnicie. Cineva a încercat să țină secret și veți afla despre această căsnicie a cuiva. Pentru că văd roata norocului, da? S-a încercat o schimbare de energie, s-a încercat o schimbare de ceva la un moment dat. Regina de spade, șase de spade, după roata norocului și după doi de spade. Se vrea o discuție după o tăcere. Această discuție poate să schimbe energia. Dar pentru această discuție este... Este nevoie de o călătorie și la această călătorie să se împărtășească emoțiile acestea ascunse, eventual. Pe de-o parte a ținut ascuns o căsătorie și pe de altă parte a ținut ascuns și niște emoții, o bucurie. Vedem o carte pentru prezent. Vedem o carte pentru prezent, peștișor. Sunt multe, mămică. Vreau una. Mai o carte, te rog frumos, pentru prezent. Cavalerul de spade. Ce-i cu el? Ce vrea să mai zic afară de 10 de monede? Ce vrea să mai zic afară de 10 de monede? Ah. Iar au venit multe. Da, niște secrete. Justiția. Regina de cupe. Iar justiția, cu justiția și 10 de monede, se va discuta despre o căsătorie a cuiva. A cuiva. Iar cu luna și regina de cupe se vor discuta niște emoții, niște sentimente.
Acum nu este obligatoriu ca personajul să divorțeze, da? Dar măcar știți niște lucruri. Rămâne de văzut ce și cum. Poate că voi sunteți ținuți în secret din cauza acestei căsnicii. Sau situații la locul de muncă, da, evident, dacă este foarte bine pus, eu. Da, separarea asta a consumat energetic, da, a consumat, dar a pus pe unul dintre voi, vedeți unde sunteți, bănuiesc că ei, în poziția în care trebuia să aleagă. Și au ales. Aleg să împărtășească această comunicare și să împărtășească o bucurie. Doamne ajută, că vrem vești bune, da? Clarifică în judecata în poziția sfatului. Interesant. Judecata. Sfatul este să mergeți către Dumnezeu, că tot aveți judecata și marele preot, da? Și o eliberare emoțională, încă luna e în scădere, puteți să faceți eliberări. Mergeți către creșterea voastră spirituală. Mergeți către o direcție onorabilă, către Dumnezeu. Chiar dacă nu vă place mesajul, eu vi-l transmit, dar pentru că e 8, e transformare. Transformare emoțională. Mergeți către creștere spirituală. Învățați legile, da? Fiți morali. Unii dintre voi, da, ați putea să vă detașați 8 de cupe, să mergeți către iar semnul taurului, că tot aveți un semn de pământ posibil. Să vă împăcați, nu toți, eu n-am niciun semn al taurului, dar dacă e posibil unii dintre voi să vă doriți împăcarea cu un semn de, cu cineva cu marcaj în semnul taurului, sau o împăcare cu cineva în luna mai. După ce faceți niște eliberări, da, care poate acele emoții negative v-au ținut pe loc în manifestare, da? E o separare. Da? Deși a fost fericire, a fost un ideal frumos, dar a apărut o separare. Separare se vede și aici, prin 8 de cupe. Și totuși 8 de cupe merge către marele preot. Că mergeți către respectarea unor reguli care vă ajută să vă refaceți viața. Vedeți cum variază, depinde de reguli și de legi. Că nu toate legile din lumea asta sunt chiar corecte, mai ales legile umane. Dar eu zic că cea mai frumoasă variantă să mergeți către creșterea voastră spirituală, către Dumnezeu, și atunci lucrurile se vor așeza. Clarificăm. Marea preoteasă. Poziție exterioară, Marea preoteasă. Din exterior, peștișori. Marea preoteasă. Cine este Marea preoteasă în secret? Marea preoteasă. Oh! Ah, ce frumos! Mai în secret cineva speră la voi. Posibil să fie în secret cineva cu autoritate, cineva cu vibrație înaltă, posibil o persoană publică, iar mai multe variante. În primul și în primul rând, cineva speră o să aibă o victorie cu voi, regele de cupe. Speră, ține la voi. S-a vindecat după o perioadă de tăcere. Da? A fost la un drum și drumul acesta a adus tăcerea, dar revine. Am senzația că revine cu asul de spade. Cu asul de spade. Revine pentru că ține și vrea o victorie. Hai să vedem totuși cine este steaua. E a treia oară când apare steaua în etalarea voastră, dragii mei peștișori. Steaua. De ce în secret cineva speră la voi? Ah, sunt multe, te rog, mai puțin. Steaua și Marea Preoteasă. Steaua și Marea Preoteasă. Cineva speră la voi, Marea Preoteasă, puteți să fiți voi peștișori dacă aveți creștere, da? Da, a fost o tăcere, interesant. A fost o tăcere, a fost un blocaj la un moment dat și oricineva a trebuit să aleagă între
voi și un semn de pământ, sau între bani și voi, da? Sau, după această tăcere, cineva încearcă să ofere. Posibil să ofere ceva. Ar fi frumos. Să ofere un dar, un gest care să arate că speră și că însemnași ceva special. Da, cineva a ales. După ce a tăcut. După ce a tăcut, după ce s-a reținut. Da? Și aceasta să fie influența exterioară, da? Justiția poate să însemne acest moment de alegere, da? De vindecare, echilibrare emoțională înainte de a alege și de a comunica. Și interesant, pentru că totuși comunicarea și întâlnirea dintre voi va fi oarecum în secret. Luna și Marea Preoteasă, da? E influență exterioară și în prezent aveți iar Luna. Amândouă țin de secrete, da? Probabil, dacă este în secret, probabil că unul dintre voi are nevoie să-și mențină integritatea, eu știu, imaginea publică. Lumea, te rog frumos, clarificăm lumea. De ce vă este teamă de lume? Lumea pentru peștișor în poziția fricii. Uf. Țineți la cineva încă. La cineva care probabil e plecat la un drum, da? E un blocaj mental sau obsesie sau încă așteptați. Așteptați să vină cineva. Aici este, vă este greu să renunțați la cineva. Vă este greu. Încă țineți la acest personaj aici. De-aia a apărut în poziția fricii. Nu puteți să încheiați acest capitol în totalitate. Of, of, of. Clarificăm regele de spade, te rog frumos. Clarificăm regele de spade în poziția dorințelor pentru peștișori. Regele de spade clarificat de cavalerul de monede. Alt cavaler, dar e al treilea, da? Central, vă doriți ca cineva să vă aprecieze, să vină un pic romantic, să vă ofere stabilitate, nu doar pasiune, chiar dacă simțiți pasiune. În prezent aveți acest cavaler de spade care vine cu niște vești despre ce am zis, bani, despre o căsătorie, despre niște sentimente, da? Într-un fel sau altul echilibrează sau, chiar dacă nu echilibrează, justifică o tăcere. Aha. Deci se justifică o tăcere. Un mister, o tăcere. Este dorința de a vindeca, de a spera că va fi bine. Clarificăm, iar blocaje, iar pe aici. Clarificăm cavalerul de monede. Cine, de ce vine așa și ce are de oferit? Acest personaj foarte rațional, foarte sobru, analitic, da, care raționează, își pune nu știu câte întrebări, vine foarte încet pentru că stă... Ia uite, așteptați. Așteptați și voi, așteptați și pe voi să, și voi pe ei să vină. Să vină, greu. Să se implice în relații, că voi ați obosit. Evident că poate să fie și invers, da? Ia uite, e un blocaj mental, niște blocaje și fizice. Da, cineva trebuie să aleagă iar între niște responsabilități, un job, o familie în care se consumă foarte mult și o atitudine mai liberă, mai evoluată, nouă, da? Și creșterea sa spirituală, nouă și nouă, și aveți și aici nouă, interesant, da? Aici este. Eventual, repet, unul dintre voi e mai liber și îl poate ajuta pe celălalt să reziste, să se elibereze, da? De blocaje, de programări și să crească, să reziste. Și totuși, ce am zis că vă doriți, îi aștepta și voi, îi aștepta să vină, măi, dar să vină odată, domnule, dar de când îi aștept? Să comunice, să spună adevărul și să vină. 7 și cu 1, 8. Să se implice mai mult în relație, să se construiască, să se transforme, nu doar să construiască, să se transforme ceva. Totuși mai dăm o carte. Mai dăm o carte în poziția dorințelor. Pentru că în viitor vă totuși 3 de monede. Se construiește. Mai dăm o carte în poziția dorințelor. Am văzut și îndrăgostiți la un moment dat.
Ia uite, 7 de cupe. Se tot visează, se tot visează. Ia uite, la această echilibrare de situație. Da, au fost niște manipulări, ăsta e adevărul, au fost niște manipulări. Cu magicianul și 7 de spade au fost niște manipulări. Că ar fi fost necesare, că ar fi fost din lipsă de curaj, din frică, mai bine zis. Da. Au fost. Acum se dorește totuși echilibrarea, da? Hai să mai vorbim și despre altceva. Poate că unii vă doriți echilibrare financiară, pentru că văd aici 6 de spade, echilibrare, și totuși am vorbit că vreți totuși stabilitate financiară, vreți să vă împământeniți, da? Vreți o echilibrare, ați obosit să lucrați într-o direcție, nu aveți resurse suficiente și mai așteptați un ajutor. Și aici apare ajutorul exterior, ajutor financiar, da? Pe care l-ați sperat voi, l-ați visat. Și tot vă doriți de nu știu cât timp să vină ajutorul acesta financiar posibil pe cale legală, da? La care ați visat, da? Altfel de mesaj. Da? Un plus de bani vreți ca să vă împliniți un vis, să vă cumpărați ceva, mașină, casă, hăinuțe, să vă decorați casa, da? Hai să vin și cu mesaje practice, da? Și acest ajutor financiar să vină pe cale legală printr-un act semnat de vânzare-cumpărare, ceva de genul ăsta. Și vă poate transforma viața și vă puteți împlini un vis. Da? Alt mesaj ca să... Da? Mai veni și, da? Vă echilibrează viața, că aici ai ajutor financiar. Ok, clarificăm... Ce? 3 de monede, e ok, sunt, e colaborare, e o carte faină, nu mai clarific. Cine este acest personaj care vrea să vină totul să se împace? Asul de spade, clarificăm, 9 de spade. Ai, nu pica ceară pe... Clarificăm 9 de spade și asul de spade, 9 și cu 1, 10, adică se încheie un ciclu, se spune adevărul. Se transformă situația și se împacă. Da, clarificăm asul de spade, totuși. Asul de spade. Hai, nu mai pica ceară. Cineva plânge? A plâns? Da, a plâns, clar. Dar de ce văd eu chestia asta? A plâns, a stresat pentru această comunicare. Pentru că e foarte intensă comunicarea și duce la lacrimi. La lacrimi. La, la, la. Un cântec trist de dragoste. Mai bine o carte. Cine e acest as de spade cu 9 de spade? Vine cineva, îndrăznește. Ia uite, se luptă. Cineva se luptă să-și exprime pasiunea ce are pentru voi. Aici este teamă că are de învins, de concurență, e strădania. Posibil să fie și semn de foc pentru unii, dar nu obligatoriu, dar văd multă pasiune. Da. Cineva vrea să lupte. Cineva vrea să lupte. Iau, regele și regina de cupe. Și la mijloc preîmpărăteasa și împăratul. E totuși un cuplu divin. Sunt, e această legătură spirituală deosebită, da? În care, repet, unul trebuie să vină, să se transforme. Să meargă către nou. Și trece prin ce? Prin 8, prin casa scorpionului ca să ajungi la 9, dragii mei. Da? Prin ăsta. Aveți răbdare până se transformă, până spune neaute, până spune adevărul, până își întoarce privirea către lumină. Aveți răbdare. Că sunt multe lupte. Deci nu știm noi, nu știm noi prin câte trebuie să treacă acest personaj ca să vină să spună adevărul. Mai. Ideea este că după această adevărul ne va elibera, da? Ne eliberează, moartea eliberează, da? De suferință. Adevărul ne eliberează și, sau îi va elibera și se va produce această împăcare. Acum, de la împăcare, unde se ajunge? 6 de cupe de curiozite, ia uite, la vindecare. De curiozite am dat, da? Ia uite, multă, multă pasiune. Se va exprima și asta, dar cel mai important, până la pasiune, dragii mei, este, măi, înțelegerea aceasta dintre cele două suflete. Vindecarea acestor răni vechi, da? Vindecare. Vindecare, speranță după această tăcere, speranță că o să putem construi ceva real, da? Măcar o prietenie și apoi vedem ce o mai fi.
De-aia sfatul este rămâneți în vibrație înaltă, liberați-vă de gândurile negative, sfatul este rămâneți în vibrație înaltă ca să-i ridicați. Nu să vă lăsați trași în jos. Mai, atât, vă pup! Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și să nu plângeți, să vă concentrați pe calitățile voastre și ce aveți voi mai frumos. Vă pup peștișor, pa, pa!